ce nu am extremul. Cine mai vrea un impuls? De a curajoasă
le-am ocupat discurile informatice. Dacă nu ne ocupăm acum, peste 50 de ani, 30 de ani, cei care vor veni după noi vor avea alt fenomen în față. Și trebuie să ne bucurăm că atâta timp cât sunt încă profesori care l-au cunoscut cercetători economiști pe Moisil, ne pot transmite aceste idei și entuziasmul lui Moisil. Creația lui Moisil se referă la matematică și la informatică. Ne vom referi la contribuția lui în construirea calculatorului românesc și la fondarea și promovarea informaticii. Pentru că am observat că s-a uitat de înființarea centrului de calcul. S-a uitat de contribuțiile lui Moisil pentru aducerea calculatorului IBM la centrul de calcul și așa mai departe. Tinerii de azi, elevi și studenți, de unde să afle acea atmosferă de pionerat, dacă nu de la cei care au fost în acea perioadă? Și cu aceste cuvinte, îi mulțumesc domnului Ricardo Jugureanu care a reușit să traduc gramatopis pentru și ieși la Dumnezeu de la aici. Unde este? Pentru domnul Ricardo Gramatopis, dacă a decanul facultății, pentru că a reușit să vină și să ne spună un mesaj. Bună ziua și bine ați venit în ce scuze că eu sunt recit de sezon, cum se practică acum. Sunt foarte bucuros să vă avem pe toți, văd atâtea fețe cunoscute și dragi în sală. Îi mulțumesc domnului profesor Dana pentru organizarea acestei întâlniri. Există o întâlnire tradițională care se face în fiecare an pe 10 ianuarie pentru profesorul Moisil, dar nu de această amploare și cred că este o ocazie bună ca toată lumea care a venit astăzi să vină și anul viitor pe 10 sau 11 ani, după cum se va putea, pentru că este foarte important să ne ținem acest spirit viu. Aș vrea să apreciez foarte mult și inițiativa de a se scrie o carte a istoricii informaticii din România. Cred că este foarte important să recuperăm istoria și să o documentăm în așa fel încât să rămână pentru generațiile care vin și să reușim să ne hrănim din această istorie ca să o continuăm cât mai bine, atât aici în facultate, cât și în rest la nivel național. Așa cum consider că avem datoria să o facem, aș vrea să punctez ceea ce eu cred că este mai important când facem astfel de evocări a unor mari personalități, fie că sunt în domeniul matematicii, fie al informaticii, să nu ne limităm la evoca aceste personalități, ci să încercăm să ne uităm și să vedem ce i-a făcut atât de extraordinar și să încercăm să continuăm cu puterile și cu limitele noastre ceea ce i-au scos în față. Eu nu l-am cunoscut pe Moisil, decât prin poveștile profesorilor mei care l-am cunoscut, dar din aceste povești eu am reținut cel puțin trei lucruri. Și anume, poate în primul rând, deschiderea către nou, către ceea ce la vremea respectivă a reprezentat un pionerat care a fost și recunoscut la nivel internațional în domeniul informaticii.
deschidere. Deci să ne uităm și să fim permanent înaintea timpului nostru, în așa fel încât să putem să ne influențăm într-un anumit mod, așa cum a făcut, cum a făcut-o profesorul Moisie. În al doilea rând, dacă mă gândesc la Moisie, mă gândesc la excelență. Și la a nu te mulțumi cu puțin. Deci a căuta permanent să fii cât mai bun, atât la nivel personal, cât și în ceea ce privește oamenii pe care îi strânge jurul tău și prin care poți să faci o școală așa cum a făcut Moisie. Și nu în ultimul rând, a nu te lăsa, știu eu, strivit de tremuri, indiferent cât de potrivnici ar fi acestea, și a nu te lăsa strivit de, știu eu, capricile unor conducători femenici care nu au nicio legătură cu știința și cu educația. Și a răzbate în ciuda tuturor acestor probleme dincolo de vremurile tale. Mă opresc aici, vă doresc o întâlnire plăcută și folositoare și închei încă o dată invitându-vă și în 2020 și în 2021 să fiți alături de facultate și de profesorii pe care această rea a avut de-a lungul timpului. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim foarte mult, domnule decan. Și acum începe programul nostru. Dar cineva mi-a sugerat că ar fi bine și cred că așa este oportun și eu am lucrat acesta. Pentru că la o astfel de întâlnire mi-a venit ideea, întâlnirea promoției 78, eu sunt promoția 78, de fapt 79, în 78, 4 grupe, cea mai mare promoție de informatică, cu concurs în 73, 115 studenți. Eu urmă două grupe și așa mai departe, ne-am întâlnit mai multe ori. Au fost vreo, să zicem, vreo 9 sau 10 studenți, profesori. Și înainte de a începe, le-am arătat recunoștința noastră și au vorbit mai mult profesori decât noi. Domnul profesor în 2013, de exemplu, domnul profesor Solomon Marcus, stătea unde stă Radu Jumuream al doilea, acolo stătea Roșcar. Dânsul mi-a făcut observația că informatica a început mai demult, nu din 62 de când s-a înființat centrul de facultate, ci mult mai înainte. Și de atunci mi-am schimbat, m-am documentat și veți observa. Prima acțiune a noastră este să vedem cine ne-a onorat cu prezența și să-i mai vedem o dată. Și vom lua o ordine de la stânga la dreapta, doar numele și vă invitați în picioare. Iar după aceea, sau acum chiar, de ce considerăm pe Moisie că prin ideile sale a contribuit la construirea foarte puțin zic lucrul acesta calculatoarelor românești. Noi nu ne cunoaștem istoria. Și la promovarea și înființarea informaticii în România, se zicea într-o știre că am ființat facultăți de informatică. Nu am ființat, ci secții de informatică. Cred că și în domnul video al nostru. Începuturile despre ideile lui Moisie privind informatică. 59, cum este aflat de la
inginerul Leon Lipovski despre utilizarea algebrelor numerice și a logicii matematice în circuitele automatele cu contacte și releie, automat ca fiind în amploare atunci. Automatică și calculatoare. 60. Am ființat secția de mașini de calcul pentru care am întâlnit noi acum, cu toate 59-60 am început, dar eu am scris acum 2 ani despre acest fișul. 60 de ani, nu contează, nu am vreo 5 ani. 62. Centru de calcul, care a avut un rol primordial și în cercetare, și în producție, și în, și în pregătirea informaticienilor pentru învățământ și pentru industrie, și s-a uitat de lucrul acesta. Peste 30 de ani, cum să știe acele persoane despre ceea ce am spus eu acum? Cum să cunoască? 68. A contribui la dotarea cu IBM 360 de la american, venit de la fiere, la rând de la secția sau cum se numește, filiala din Viena. Eu l-am spus și după aceea în gând de la niște informații de la un profesor, nu știu de care, că l-am primit gratuit. Și nu e adevărat, dar este mai multe ori, ci din contră. Fiind de valor, l-am plătit, domnul Vădura știe, 500 și ceva, 89, 600. În anul 1970, prin insistența lui Moisil și cu ajutorul lui Malita, care era ministru, am ființat licențe de informații pentru 5 sau 4 și secții la câteva universități și la Politehnică, scoasă la toate. Pe scurt, aceste idei și aceste evenimente pentru care s-a luptat muzică, a avut o stafără, a suferit și vom vedea, vrem să fie instructivă și cu plăcere să fie această întâlnire, trece peste orgolii, trece peste conflicte și ne vom bucura că ne-am întâlnit. Noi în august, în august 23, sunt în sală unii, ne-am întâlnit pentru că am început istoria reformă, 14 persoane. Domnul Dan Fantas, domnul Văzuba, domnul Căzănescu, domnul de la Constanța Zaharescu, domnul Rădăceanu Eduard, care a fost la CFEI, la CFEI, sau la CFEI, am spus așa mai departe. Și apoi la Politehnică. Și acum începem să ne cunoaștem. Pe mulți vă cunosc. Au venit și colegii mei. Sunt doi sau trei. Octavul, vreau să zic, Odicescu, Octavul Nicolescu de la din promoția mea. Micăinescu. Cine? Alexandru. Alexandru, da? Din promoția mea. În casa lui Octavul Nicescu, pentru că tâmpul Octavul Nicescu, pentru că tatăl meu era profesor de matematică, a fost primul poesie, mi-a povestit. Poate să ne spune ceva care e. Și acum să ne vedem. Pe mult vă cunosc. Pe alții nu. Dar observați că ideea este așa cum făcea poesie. Și ingineri, și economiști, și... Și observați câte persoane sunt aici. Să începem de la stânga la dreapta, lume fără nicio ordine așa, ordine doar așa fizică, importanță, rang, etnie și așa mai departe, nume și promoție. Deși promoția, avem promoția 62, Stelian Niculescu, și o să-i vedem diploma,
prezentarea dânsului 62 mașini de calcul, facultatea de matematică fizică. În 63, diploma lui Liviu Sofonea, tot la mașini de calcul, scrie mașini de calcul, dar matematică mecanică, observați evoluție și schimbări. Dar sunt din domnul Popovici, promoția, domnul Popovici, ce promoție sunteți? 52. 66, domnul Căzărescu. 66, vedeți că știu? Pentru că ați zis la un moment dat că mașina de calcul a fost în 59. Nu! Am dat peste rezumatul teze, o descoperire mai convenită, domnul Văduva mi-a îngăduit să umplu prin documentațiile dânsului, avea o formare. Istoria înființării și dezvoltării științei calculatoarelor Republica Socialistă România, 1972, conducător științific Mihail Neculcea de logică, facultatea de matematică mecanică, 72, catedra de fundamentele matematice. Rezumat, am fost la bibliotecă, cauți. Nu e teza. E la Național am fost, am găsit cota, nu se poate, pentru că nu e scana. Probabil că este într-un sat, pentru că s-a mutat și așa mai departe. Am scris în Vietnam la Biblioteca Națională, mi-a răspuns după anul. A spus că nu e scanată la fel ca aici și atunci dreptul de autor e la fel ca aici să fie acord autorului sau după 50 de ani, așa cum ne-a zis domnul Văzua și le-am spus să le caute. Eu am căutat și el o carte de matematică, n-am putut la rezultatura. Și acum să ne prezentăm de la stânga la dreapta. Radu Jurană, 1984. George Tinker, 1964. Stelea Niculescu, 1900, nu vreau să vă spun. Bobocșor Santin, mai cum îi mulțumesc, 52. Doamna... Afrodita Niculescu, promoția 69. George Georgescu, 1969. Dan Farcaș, dar am absolvit la Timișoara în 60. Ioana Moisil, 1971. Și spuneți cine sunteți? Legătura cu Moisil. Se ne poate de treabă, da? Nu, al lui Moisil. Iubiu Costenicu, 1952. 52 Costenicu. 66. Virgil Căzănescu, 1966. Aici am făcut. Da, Elena Liliana Popescu, promoția 70. Da. Pe vremea aceea mă numea Ioana. Nume de familie. Nicolae Popovici, 1966. Cred că deci a doua promoție de absolvenți, după ce s-a înființat. În 60. Mașini de calcul, 2 ani. Noi am intrat în 61. În 61 ați intrat? În 66. Doua promoție. Da, da. Virgil Mitternea, promoția 1964, la Cluj, face voie. Ești infiltrat. Pentru cel monitor, sunt absolvata Politehnicii, Facultatea de Automatică, 1965, l-am avut profesor pe Institutul Profesor Moisil la TASA, Teoria Angelică a Sistemelor Automate. Radu Comescu, Facultatea de Fizică în această clădire, în 1964 și prietenul cu Stelica Nicolescu și și cu coleg pe promoția mea de armată, cu prietenul meu, George Bunătare. Bă, ăsta ai ales prietenii din Bacatii.
Răgulescu Marius, absolvent, promoția 1976. Unde e Sorin? Care oră? Răgulescu, 1983. Gheorghe, Răgulescu, promoția 79. Bocan, Răgulescu, 1978. Alina Grecu, matematică, 2005. Și reprezint aici persoanele care, în păcate, nu mai este, promoția 1964 și vreau să adaug că în teza lui de doctorat, pe care al cărui conducător a fost domnul profesor Popovici, avea un capitol care se numea verificarea unor ipoteze pe calculator. Deci am fost foarte interesat de Maria Lovi. Maria Lovi, biologie, venită la politică, de la Maria Lovi, printre primii la centrul de calcul, și am citit că Moisil se îngrijea astfel încât să poată fi reparat calculatorul de la probleme, nu acum, atunci când era nevoie. Sunt multe situații. Deci s-a gândit și la lucrul acesta. Să aibă cine să repare calculatorul. Constanța Frică, absolventă Universitatea Timișoara, 1978. Anul 5, specializare 79, absolvent post-universitar matematică, Universitatea București, în 2000. Primul profesor de informatică în județul Prahova, la Palatul Copiilor Ploiești, cu domnul profesor Niculescu și mă leagă foarte multe lucruri, în primul rând studiul limbajului Fortran și apoi, și apoi multe concursuri de informatică. A, numai, numai asta puteți să spuneți, nu? Nu, multe și concursuri de informatică. Promoția 11 în fizică și biologie nucleare, Mihaela Popescu, Politehnica, și sper, dacă Bunul Dumnezeu o vrea, de anul acesta doctorandă, tot cu energetică la Politehnica. De ce ați venit? Pentru inspirație și mi-a plăcut ce a spus Grigore Moisil, că mai putem decât cu patul mică și domeniul este ideal. Mircea Țigă, 79. Unde? Materitatea? La Politehnica București. Mihăiescu Alexandrina, 78. Olimpia Buzoianu, fostă Ivan, 1970. Unde ați terminat? Aici? Că sunt din Eu te interesează,